Carlos Dreams a lansat un videoclip fără măști. Antiexemplu este noul hit al formației, care a strâns în numai câteva ore o jumătate de milion de vizualizări. În stilul caracteristic, artiștii moldoveni transmit prin muzică un mesaj profund despre perfecțiune și greșeli. Se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Despre vise neîmplinite și despre viață e noua melodie semnată de Carlos Dreams. Ale cui sunt visele, Carlos Dreams? Ale Carlei sunt visele și Carla doarme mai mereu. Despre oameni perfecți și imperfecți. Un mesaj puternic pus pe buzele mai multor personaje fără măști. Piesa Antiexemplu a adunat sute de mii de vizualizări în numai câteva ore de la lansare. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mi. Fanii au fost cuceriți de versurile speciale, caracteristice trupei, dar și de vocea inconfundabilă a juratului X-Factor. Eu nu am săpat o fântână și nu am zidit vreun templu. Eu nu am fost prietenos uneori, poate sunt un antiexemplu. Nu am mers prea des la părinți și nu mi-am cuprins prea des copii. N-am făcut public strânsul din dinți, deci poate sunt un antiexemplu. Ce vă inspiră? Nimic special. E un fel de joc, din care după asta naște o logică, un șir, o intrigă. Și cred că așa se scriu textele, plus un pic de dramă, experiență personală. Și de data aceasta, controversații artiști au decis să rămână anonimi. În noul videoclip, actorii mimează versurile scrise și cântate de Carlos Dreams. Copiii, părinți și bunici apar în imagini. Sunt doar un om ce trece prin timp, greșind zi de zi și învățând. Nu sunt exemplar, dar poate voi fi un antiexemplu istoric curând. Pe scenă, în concerte, dar uneori și în viața de zi cu zi, artiștii apar doar cu fețele pictate. Este imaginea care i-a făcut celebri. Vă oprește poliția așa machiați pe la volan? S-a întâmplat odată. Cum a fost? A trebuit să explicăm de ce machiați. Dar era perioada de Halloween, așa că am spus că suntem clowni. Piesa Antiexemplu are toate șansele să bată recordul trupei. Cea mai iubită piesă semnată Carlos Dreams rămâne Sub pielea mea, cu peste 60 de milioane de vizualizări. La final mai rămâne o întrebare. Cine este Carla? Carla este un acronim, am mai spus asta, o să descifrăm ce înseamnă mai târziu, când o să încheiem proiectul, că o să se întâmple și asta odată și odată.